să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Opa! Ce, Viorele? Auzi, ce zice la horoscop? Ia citește. Stai, mă, nu la horoscop mă uimă. Ia uite, ci că fii atentă. Au descoperit ăștia un vaccin care oferă imunitate în peste 90% din cazuri. Îți dai seama? Mamă, gata, scăpăm de pandemie, de COVID, de carantină, de tot. Ai zis cumva vaccin? Da. Da, vaccin. Abia aștept să-mi fac și eu, să ieșim iar în lume, mamă, să mergem la concerte, să călătorim, să mâncăm la restaurant ca în vremurile de demult. Aole, o să te scot în casă că m-ai nebunit. Viorele, te-ai lovit la cap? Nu, mamă, e chelia, acum vezi? Nu, dragă, lasă că nu te-am luat că erai frumos. Tu chiar pui botul la toate manevrele lor? Ce manevră, mamă? Păi, cum ce manevră? E ca să vezi. Bag acum vaccin că se apropie sărbătorile și Black Friday, mă lași. Măi, Viorele, deci tu chiar crezi în coincidențe? Bagă-ți mințile în cap. Sunt interese mari la mijloc, nu e? Ce interese, mă, mamă? Ai, mă, că e bine să scoată ăștia vaccin, mă, revin lucrurile la normal. Revin lucrurile la normal. Deci tu chiar vrei să te vaccinezi, nu? Păi, dar cum să nu? Măi, Viorele, măi, nu știu unde te-am găsit, zău așa. Of, tu vrei să te dai pe mâna asta, nu? Să-ți bage microchip și antene 5G. Ce? Mă, mamă, tu ai luat o razna, Doamne, Maica Domnului. Ăsta e vaccin, mă, cum am făcut când eram mici de atâtea ori, cum să bage chipuri și antene și Doamne. Deci nu, mie nu vine să cred că tu chiar vrei să faci vaccin. Păi, dar vreau să-l fac, să ies din casă, normal. Deci tu chiar vrei să bagi ceartă în familie, vezi că dormi pe canapea diseară. Stai, mă, nu te supăra, că nu-l fac acum, până ajungem la noi mai e, nu? Aha, păi da, păi dar da. Se bagă ăștia în față, bogătașii, nu ne facem noi vaccin, își fac ei prima dată. Păi sunt interese mari la mijloc. Stai, mă, că nu e așa, mai întâi își fac vaccinul ăștia din categoriile de risc, din cu personalul medical, apoi bătrânii, păi apoi... Da, țiriac păi... și alți milionari bătrâni ca el. Păi stai că nu înțeleg. Deci tu vrei vaccinul sau nu vrei vaccinul? Sau cum? Nu, Viorele, nu vreau vaccin. Când am zis eu așa ceva? Păi da, așa se înțelege, că de ce să bagă aia în față, că stai puțin, că nu ne fac ăștia nou vaccin, că nu știu ce. Păi constatam și eu așa, că se bagă în față, da, ca de obicei. Dar treaba lor, dacă vor să se microcipeze, n-au decât. Cine să-i microcipeze, dragă? Bill Gates? Că-și face și el vaccin. Nu, că nu e Bill Gates. Nu, dar cine e? Ia zi tu, ia. Ai, parcă n-ai ști. Nu știu, mamă, nu știu, ia zi. Serios, zi și mie, cine crezi tu că ne bagă microchipuri în noi și 5G-uri, ia? Nu știu, că sincer n-am citit tot articolul ăla de pe internet, că aveam ceva pe foc și m-am dus la bucătărie. M-am lămurit. Eu o să-mi fac vaccinul, da? Cu prima ocazie o să mi-l fac. Abia aștept să mă duc chiar la festivaluri, să curgă muzica pe mine, mamă. Auzi, Viorele. Da, la rubrica aia de horoscop, ce zice de vaccin? Mama la horoscop nu zice nimic, dar citind la altă rubrică am înțeles cât de bun e vaccinul. La ce rubrică? La decese, mamă. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. 203 oameni infectați cu COVID au murit în ultimele 24 de ore. Mamă, mamă. Și nu se publică date despre cei care au murit tot cu zile de alte afecțiuni, pentru că n-au avut acces la servicii medicale. Că asta e problema. România omora ca lumea, era asasină profesionistă și înainte de nebunia asta. E, nu știm exact cât omoară acum, astăzi. Ar fi interesant de aflat, nu? Dar cine să ne spună? Nu vedeți că idioții care ne conduc nu știu de capul lor? Ce e asta, mă? Închide piața, deschide piața, nu mai circulați noaptea la 3 grade, când oricum nu circula nici dracu. Mă rog, așa se întâmplă când ești mereu prins cu pantalonii în vine. Gluma macabră aici, dacă am putea face una, ar fi asta. Cine zicea că nu găsesc ai noștri conducători
o cale să elibereze paturi la ATI, nu? 1092 de persoane sunt în stare gravă în aceste momente, sunt internate în secțiile de ATI. La situația din țară în momentul actual, în curând vom ajunge să nu mai avem paturi de terapie intensivă, iar bolnavii în stare gravă să nu mai poată fi tratați. În ultimele 24 de ore, iată, alte 9799 de cazuri noi au fost confirmate. Să ne înțelegem bine cu treaba asta, că din nou părem foarte relaxați așa. Alo, Orbane, tătare, se aude și la voi, mă? Noi astăzi trăim drama bolnavilor de COVID și a celor care mor în terapie intensivă din cauza complicațiilor, dar în chiar aceste luni, în chiar aceste momente, pregătim dramele viitorului, pregătim morții care vor veni după această pandemie. E vorba de bolnavii de boli cronice care nu mai au cum să ajungă la spital acum. Bolile lor se agravează și, da, știm sfârșitul. Omul gospodar așa face, pregătește și viitorul. Doamne, ce trist. De când au auzit de boala ucigașă din China, oltenii nu mai vin la UPU. La județeanul din Craiova, numărul pacienților a scăzut cu aproape jumătate față de acum o lună. Adică de la aproape 500 în fiecare zi la puțin peste 200. Na, practic pandemia asta devine comorbiditate la rândul ei. Și cu cât se prelungește mai mult, cu atât mai mulți oameni vor intra pe drumul fără întoarcere al unor boli care nu iartă. Mă mai uitam la ceva. După criza eutiroxului, acel medicament pentru tiroidă, a mai apărut o criză. Lipsa sioforului, un medicament pentru diabetici. România se confruntă cu o criză acută de antidiabetice orale și nu sunt singurele medicamente esențiale care lipsesc din farmacii. Siofor aveți? Nu, îmi pare rău. Nici pe comandă, nici cum se găsește. Nu reușim să aducem, îmi pare rău. Vă amintiți cum a rezolvat Orban problema eutiroxului? O vreme n-a mai vorbit despre asta, iar când a fost totuși confruntat, a zis că e lumea nebună, domne, da, fac oamenii stocuri ca hârciogii. Atât a putut el să scoată pe gură. Sau tătarul, ministrul sănătății, mai știți? Când îl alergau oamenii bolnavi pe stradă, disperați. Dumneavoastră a spus la televizor că a venit, da, tirul. Unde este eutiroxul ăsta? Aveți distribuitori care lucrează. Unde, domnul? Dacă nu e nicio farmacie. Ia uitați, mi-am luat, nu găsesc nicăieri. Păi cum să nu facă, mă, nenorociților, oamenii stocuri? Uite, de-aia fac că dispar medicamentele. Le e frică. Așa ni s-a spus mereu, se rezolvă, avem, cum să nu, o să vină. Avem de toate, vorba lui Bănicioiu, nu? E, acum e criză de medicament pentru diabetici. Mă rog, diabetul era oricum comorbiditate. E mai bine să eliminăm din timp, nu, domnul Orban? Să nu se mai chinuie și cu COVID-ul. Doamne, ți-e și frică să-l întreb ceva pe Orban? Că cine știe ce nenorocire îți zice. Domnule Orban, de ce nu se găsește siofor? Se găsește, domne, dar diabetul afectează vederea și bolnavii nu-l mai văd. Ce? Haideți că e în stare să zic că asta îl simt. Plus că vorbim de diabet. Diabet. Adică diabet e un fel de casă de-asta de pariuri. Ai noroc, scapi. Nu ai? Ai? Cu așteptări rezervate, medicii de familie merg la centrele de distribuție să-și ridice vaccinurile comandate de Ministerul Sănătății. Pe lângă cele din schema recomandată, copiilor pleacă, în cel mai bun caz, și cu câteva doze de ser antigripal, pe care e greu să le împartă celor câteva sute de pacienți aflați la risc mare de complicații. De 2-3 săptămâni avem un calvar, telefoanele sunt bolbocate, aveți, a venit, când vine, când ne faceți. Ia hai mă, hai, 2-3 bătrâni la o doză, mai îndoiți cu apă, că și așa era puternic, să nu vă ia de cap. Ce să zicem, nu mai zicem nimic, pentru că vine după aia domn președinte și ne spune că oricum cu PSD era mult mai rău, așa că mucles, da? Zicem țărul mâna și ne tragem plaboma peste cap, stăm cu minți. Altfel să știți că sunt industrii care merg ok, da, nu se închid, țin steagul sus și mai ales lumânarea. Ultima zi de pelerinaj la moaștele Sfântului Nectarie a adunat sute de credincioși la mănăstirea Radu Vodă din capitală. În imaginile trimise de un telespectator Digi24 se vede rândul de oameni care se întinde pe câteva sute de metri. 2000 de persoane stau la coadă în acest moment la Biserica Sfântului Mina din centrul orașului pentru a se închina la moaștele celui considerat ocrotitorul păgubiților. Coada se întinde pe mai multe străduțe din zonă. Mulți sfinți avem, chiar avem, nenică, ziua și sfântul, nu ducem lipsă. Nu știu, că nu mă pricep cum e cu sfinții, pleacă și ei în străinătate ca medicii sau nu?
De Sfânta Mina chiar nu știam. Am o prietenă cu numele ăsta pe care n-am sunat-o încă, dar am văzut că azi era plin de lume. Uite așa-s românii în perioada asta, mă, între Sfânta Mina și Mina Minovici, Institutul de Medicină Legală, da. Ați pus punctul pe Y. Și altă treabă pe care președintele nostru pare că n-o poate procesa. Nene, n-are cum să nu fie o problemă cu tine ca țară cât timp testezi atât de puțin. Adică dacă ești mereu cu 30% rata de pozitivare din cât testezi, e limpede că trebuie să mărești testarea. E, și vine domnul Iohannis și ne întreabă: bine, mă, bine, pe cine? Ia, ia, arată tu, mă, pe cine să testăm. Păi haideți să vă zic eu pe cine să testați. Spre exemplu, cum îi numiți? Contactii. Vă povesteam săptămânile trecute despre colegul nostru care s-a îmbolnăvit. E sănătos acum, gata, i-a trecut. Nici până acum n-a fost sunat înapoi de la DSP să fie întrebat: băi, contactii, cu cine te-ai văzut, animalule? Omul poate a fost la un botez, s-a mozolit cu toți aia pe acolo. Hai, băi! N-a interesat pe nimeni. Și atunci, normal, domn președinte, că dacă anchete canci, dacă nu afli contactii și nu-i testezi, n-ai, bă, cum să dovedești pandemia. Sigur, interzicerea circulației pe timp de noapte va da rezultate, da, în 400 de ani. Dar uitați un caz în care tragicul se pupă cu comicul. Mama a decedat vineri, am înmormântat-o luni și marți m-au sunat să fac anchetă. Asta înseamnă la mai mult de 2 săptămâni de când se știa că mama dumneavoastră este infectată. La 2 săptămâni și 4 zile. Și oricum, ce anchetă mai faci după mai bine de 2 săptămâni? A, poate așa să intre pe ea de altele, dacă merg la vot, dacă pun mazăre în salata băf de sărbători, rahat în cozonac, de-astea. Dar despre boală nu mai are sens, ce să mai discuți? Dar mă gândeam așa, ai 10.000 de testați pozitiv într-o zi. Dacă fiecare are doar un contact, e limpede că tu trebuie să testezi, pe lângă ce ai în mod normal, încă 10.000, numai că asta nu se întâmplă. La noi se testează așa: cei care au simptome, însă dacă vin ei să se testeze. Normal, imaginați-vă că sunt 10.000 de oameni care au simptome și nu vin să se testeze, din vari motive: frică, nepăsare, au treabă. Și se mai testează cei care vor să plece din țară. Mă întrebam, specialiștii în sus, specialiștii în jos, oare domnul Iohannis se întâlnește și cu specialiștii de la DSP? Și ăia oare nu-i zic: șefu, știți, noi suntem puși toți politic, suntem o glumă de instituție, ne jucăm cu pandemia în țărână, suntem 3 oameni la 20 de milioane de posibil bolnavi, suntem nimic. Hă? Domn președinte? Ce simțiți dumneavoastră când intrați aici și vedeți paturile astea dotate cu tot ce e nevoie, sunt goale și știți că sunt oameni care au nevoie de terapie intensivă și nu pot ajunge într-un pat? Sincer, mi-e ciudă, lăsând la o parte că mi-e ciudă, dar senzația de neputință în momentul în care un pacient te depășește și nu mai ai ce să-i faci pe secție, trebuie să-l duci spre un ATI, este foarte greu. Hai de mine, ce spectacol, ce... Auziți? Faceți, domne, acolo primul spital cu autoservire. Vii, plătești, te pui în pat, sugi oxigen. Dacă pacientul e bărbat, ca asistentă vine soția, da? Se îmbracă frumos în asistentă, hai că nu era deloc ideea. Păi măcar ai o șansă. Domne, nu e spital, e o chestie care oricum îți dă măcar o speranță. Prinzi muștucul ăla cu oxigen. Și la Spitalul Modular din Lețcani, județul Iași, care a costat peste 10 milioane de euro, sunt nefolosite 78 de paturi, 56 de ventilatoare și 56 de monitoare. Spitalul Modular din Lețcani ar fi trebuit să aibă 250 de paturi pentru pacienții COVID-19, dintre care puțin peste 100 la terapie intensivă. Ulterior, DSP și-a dat acordul doar pentru 48 de paturi la ATI. N-ai, mă, unii fac într-un fel, vin alții și zic că nu e bine. 100 de paturi, mai taie din ele, dă-le dracu. E ca în filmele cu deștepți. Știți care e faza? Nici nu mai ai pe cine să întrebi. Adică, na, legat de tot ce vezi și auzi, toate aceste cazuri, ai această pornire: vă place, domnule Tătaru? E posibil, domnul Arafat? Cine-i responsabil, domnul? Dar am făcut-o de atâtea ori încât știm că e fără efect. Plus că nu prea mai ai cu cine să vorbești. Lunelu Tătaru i s-au umflat fălcile într-un mega hal. Are sindromul Vasile Blaga, da? Probabil mănâncă pe fond de stres. Arafat e cu creierii varză, probabil n-a mai dormit din aprilie și tot așa. Pur și simplu trebuie să stăm să ne uităm. Da,
așteptăm să treacă. Ce să, ne ferim pe cât putem și ai, n-ai cu cine să mai vorbești. Da, plus că cel mai odihnit dintre pământeni e în lumea lui, de domn președinte, zic normal. Aia e, dragi colegi de pandemie, descurcați-vă și voi cum puteți. Fiecare pe barba lui. Asta e tot ce ne pot transmite politicienii. Mergem înainte! Iar acum vă rog să-mi permiteți să bat la ușa clasei politice. Cioc, cioc. Bună seara, să rămână. Mă scuzați că vă întrerup. Aveți cumva 5 minute să vorbim despre sărăcie? Ah, uite, văd că domnul Ciolacu a ridicat mâna. Spuneți! Guvernul incompetent pe care îl conduce i-a lăsat pe români pe cont propriu în fața pandemiei. A, domnul Ciolacu, să știți că ați cam nimerit-o. Doar că trebuia să fiți sinceri și să spuneți la plural: guvernele incompetente. Da, da, guvernele incompetente PSD și apoi PNL ne-au adus într-o situație dramatică. Iată în 20 de secunde cam pe unde ne aflăm cu țara asta. La școala generală din comuna Ieșeană Grajduri, revenirea la învățământul online nu a bucurat pe nimeni. Puțin copii din cătunul sărac știu să folosească o tabletă și mai puține au așa ceva acasă. Doar 60 din cei 500 de elevi ai școlii au primit tablete de la primărie. Familiile nevoiașe au cerut lămuriri despre lecțiile online. Oamenii spun că abia știu să scrie, iar de cunoștințe IT nici nu se pune problema. Înlocuiți comuna Grajduri cu alte sute de comune din țară, chiar și orașe. Ei bine, aici se vede rezultatul ultimilor 20 de ani de tranziție de la epoca de piatră la... tot la epoca de piatră, dar cu butoane. Sărăcie și analfabetism, analfabetism și sărăcie merg mână în mână, ca acul și cămeșa, ca tusea și junghiu, ca PNL-ul și PSD-ul, PDL-ul și FSN-ul și PMP-ul și restul acronimelor care ne-au adus în acest punct. O mamă are grijă de cei 7 copii, iar tatăl este plecat la muncă peste hotare. Dintre ei, 5 sunt încă elevi. N-au tabletă sau telefon ca să poată învăța online. Ai pe ce să te conectezi? Nu. Nu ai niciun fel de telefon, o tabletă? Nu. Nu am. În ce clasă ești? A treia. Și îți pare rău că tu nu poți participa la ore? Da. Vă spun, nici măcar nu mai e vorba că guvernul și primăriile n-au dat tablete. E vorba că la ora asta trebuia să avem câte 2-3 tablete pe cap de copil, cumpărate de părinți, da, da, din banii lor, din creșterile economice, din economia asta care duduie de pe vremea lui Decebal și Burebista, dar prea puține buzunare au văzut rezultatele. Trebuia să avem rețele școlare și metodologie, să zbârnie calculatoarele, să trecem fluierând din scenariu în scenariu. Vise, taică. Da, fluierăm, cum să nu, da, fluierăm doar a pagubă. În cele mai recente date Eurostat, România este a doua cea mai săracă țară europeană după Bulgaria. În țara noastră, mai mult de o treime dintre cetățeni se află în risc de sărăcie și excluziune socială, arată același studiu. Da, și pentru asta mulțumim din suflet încă o dată clasei politice. Ce eram noi până acum în rahat cu jumătate din țară, să vedeți ce o să fie de acum încolo. Mai erau mici speranțe, dar în aceste zile a venit o nouă sentință. Încă 2-3 generații de sărăcie și analfabetism cu executare, dar măcar le executăm online. Ah, să nu uităm să mergem la vot. Da, da, e foarte important. Bucanele merg și pe online. Iar acum a sosit timpul, dragi colegi de țară, să vorbim despre domnul nostru. Domnul nostru Klaus Iohannis. S-au adunat atât de multe încât suntem ca elevul Șică Orban în anul 3 la tehnologia construcțiilor de mașini. Avem prea multe restanțe. Așadar, să-l abordăm pe domnul Iohannis ceva mai sistematic decât o facem de obicei. Și-aș începe cu dragostea dânsului pentru democrație. E domnul Iohannis cu democrația? Oaleu! Cum eram noi într-o vreme restul bărbaților de pe glob cu Monica Bellucci. Mult timp însă am crezut că vorbim despre același lucru. Nea, deloc. Din contră chiar. La ultima conferință de presă, președintele Iohannis s-a dat în spectacol într-un mare fel. Avem un parlament care este dominat de un PSD care și-a pierdut orice legitimitate. De multe ori, de foarte multe ori, de prea multe ori spune președintele nostru asta. O zice de vreun an jumate în continuu.
Pe bune? Cum adică și-a pierdut orice legitimitate? Adică facem alegeri din 4 în 4 ani, apoi dacă sondajele arată alt rezultat decât a fost la vot, gata mă, trebuie să facem rapid alte alegeri sau cum? A, vreți să spuneți că PSD și-a pierdut legitimitatea că a fost dat jos de PNL de la guvernare? A, gata. Gata, am înțeles atunci. Deci un partid își pierde legitimitatea atunci când un alt partid, PNL în cazul de față, reușește să cumpere parlamentari și să dea jos guvernul. Corect? Ok, domnul președinte. Na, nu înțelegeam cum e cu democrația, dar uite, domne, că ușor, ușor ne lămurim unii pe alții, pas cu pas, da? Următorul jurnalist, mulțumesc. Întrebarea rămâne asta, domnule președinte. Cum naiba aveți atâta încredere în democrație, dar, în același timp, spuneți că voturile de acum 4 ani nu mai contează? Și spuneți asta de mai bine de un an. Eu înțeleg, se fac alte alianțe parlamentare, se schimbă majoritățile, dar nu ne scoate bre la vot în plină pandemie spunându-ne că voturile astea s-ar putea să nu mai conteze peste vreun an, 2, 3, atunci când crezi matale de cuvință să ne spui că nu știu care nu mai e legitim. Nu, serios, am început să ne întrebăm în redacție când scriem, bă, suntem cumva cretini? Că poate suntem noi idioți, poate nu înțelegem, poate nu punem problema corect. Mă rog, corect, sigur n-o punem. Ce e, mă, să critici puterea, indiferent care ar fi aia? Ia, mă, nene, o parte și suge acolo, cum fac cei mai mulți. Da, să rămânem în zonă, zic. Faptul că guvernul hotărăște ceva și majoritatea PSD-istă din Parlament, fără să se documenteze, doar din motive politicianiste, hotărăște inversul, este încă un argument pentru care trebuie să facem alegeri la termen. Aha, iată că dacă ne explicați, domn președinte, oricât de am fi noi, înțelegem. Deci democrația intră în acțiune atunci când cineva nu face cum zice PNL, nu? Nu că așa sună ce ați zis, ci fix asta ați zis, exact cu aceste cuvinte. Haideți, români, să facem niște alegeri că sunt unii în Parlament care au alte păreri decât PNL, nu? Iar ăsta e un argument pentru alegerile la termen. E alucinant! Dacă i-ai arăta unui politician cât de cât responsabil din vest aceste declarații, ar spune că sunt opera unuia plecat grav pe câmpii. Eu așa cred. Ok, domn președinte, încheiem capitolul democrație. Sincer, dacă sunteți atât de pasionat de subiect, puneți mâna și citiți. Vorbiți cu oameni care știu cu ce se mănâncă democrația. Înconjurați-vă de oameni deștepți și bine pregătiți. Pentru că, domnule Iohannis, nici nu vă imaginați cât de greșit sunteți în toată treaba asta, cu tot ceea ce susțineți pe lângă gardul democrației. Jandarmeria română a oferit onoruri militare la sfârșitul săptămânii trecute unui ofițer de securitate. Voi verifica acest aspect menționat de dumneavoastră, iar dacă așa s-a întâmplat, atunci cu siguranță cei responsabili vor trebui să dea explicații. Omule, serios? Pe ce lume trăiești? Domn președinte, cum e posibil să dați acest răspuns? Nu citiți ziarele, nu vă uitați la televizor, nu deschideți site-uri de știri, nu vă uitați pe Facebook, nimic, domne. O informare dimineața măcar cu principalele subiecte nu primiți? Vă țin ăia închis acolo în întuneric? Domn președinte, poate aveți nevoie să fiți salvat? Clipiți de 3 ori dacă vreți să intervenim. A fost peste tot treaba asta cu securistul îngropat cu onoruri militare. Sunt toți revoltați și apar matale cu ochii umflați de somn, cu modelul de la pernă pe obraz. Ce? Ce, mă? Ce securist? A, nu știu, nu. Aia că mă interesez. Domnule Iohannis, n-aveți și dumneavoastră revolte? Nu sunteți indignat de ce se întâmplă? Sau doar PSD și atât? A? Vă macină ura pentru PSD-iști că nu v-au pus atunci prim-ministru și n-aveți vreme pentru altele, a? Cred că Iohannis face aceste conferințe de presă ca să mai afle și el ce se întâmplă. Serios, ia cheamă-i mă pe jurnaliști să văd și eu ce mai zic. Nu e conferință de presă, e revista presei, tati. De-aia îi lasă să pună doar câte o întrebare, să-și vândă fiecare cel mai important subiect. Ia, adevărul, la microfon. Slovacia a testat aproape toată populația gratuit, folosind teste rapide. Rata de infectare a scăzut cu peste 50%. De ce nu este Slovacia un model de urmat pentru România? Să vedem cum funcționează măsura.
Da, domn președinte, ce să vezi, când matale dormeai, noi ceilalți de pe acest glob am văzut deja. Premierul Slovaciei a ieșit și a zis așa: a fost un succes testarea masă, rata de îmbolnăvire a scăzut la mai puțin de jumătate. Așa, cine mai e? G4 Media, treci la microfon. Cum se explică faptul că de două zile acolo e cea mai mare rată de infectare? Morga din Sibiu nu mai face față. Pot să aflu aceste lucruri pentru dumneavoastră. Fai de mine! Fai de mine, ce bătaie de joc! Domn președinte, eu cred că ar trebui să aflați pentru dumneavoastră, pentru noi toți, pentru țară. Nu știu dacă vă auziți, dar cu asta vă ocupați, domne, cu țara! Ca președinte, nu-ți mai aparții. Că de-aia nu vrea nimeni postul ăla. De-aia ajungeți toți săracii cu duhul acolo. Că oamenii normali la cap sunt conștienți ce presupune funcția aia și au bunul simț să zică: Bă, nu vreau să am grijă de toată țara. Abia mă descurc să am grijă de mine. De-aia, fraților, pe politicienii caracterizează nesimțirea. Nu le pasă, nu dau doi bani pe responsabilitatea pe care o presupune o funcție înaltă în stat. Nu-i doare ficatul seara când ajung acasă. Mă rog, pe unii doare de la... Apoi mâncăm pământul. Ce-ai, mă, l-a luat Iohannis pe tăpălagă cu dalea. Hai, băiete, lasă întrebările aici. Îți trimite consilierul meu răspunsul prin poștă cu confirmare de primire, tot ce trebuie. Suntem cu toții în asta, domnule președinte. Nu așa ne spuneți de fiecare dată? Vedeți, fraților, de ce nu e bine să fie toată puterea la unii? O iau razna imediat. Și ajunge președintele la punctul în care, fără să clipească măcar, o dă pe medici. Da, i-a dat în primire imediat. E vorba de morții de la Timișoara, despre lipsa de paturi de la ATI, despre care a vorbit doctorul Musta. Ar fi fost locuri chiar în Timișoara, doar că unii cu alții nu s-au întâlnit și comunicarea a fost suboptimală. Sper să nu se repete. Na, Iohannis, taie-le din salarii, părerea mea. Ce ai, măi, de cap în cap? Medicii au fost de vină, mă. Sunt paturi, guvernul e perfect, doar că medicii ăștia cam încurcă treaba. A, legat de sănătate, ne-am uitat și noi pe site-ul președinției să vedem așa cam ce loc ocupă sănătatea în preocupările domnului președinte. Și am văzut, da. Iată ordinea angajamentelor domnului președinte: politică externă, apărarea țării, adică arme, stat de drept, proiectul de țară, orice ar însemna asta, România educată, hands, și abia apoi, într-un colț, sănătatea. Bun așa. Apropo de educație, domnule Iohannis, atât vă întreb. Claus Iohannis, cum mi te adresezi tu mie de aici înainte? Cum mi te adresezi de aici înainte? Monica Anisie, cum mi te adresezi tu mie? A? Dragi colegi de pandemie, ce-am văzut adineauri? Vă spun și vă mai arăt în partea a doua imediat după reclame. Stați cu noi că e nebunie.